6 ani Cătrulul revine pe prima scenă a fotbalului românesc. Vom face o conferință de presă în mai multe părți. Aș vrea să mulțumesc jucătorilor care au venit și au semnat cu sufletul deschis cu echipa noastră, chiar dacă la acel moment eram în dificultate foarte mare, financiară. Ordinea tricourilor este galben, alb, albastru? Nu, ordinea tricourilor este galben, albastru, negru. Este un echipament de linie, pentru că echipamentul personalizat nu a putut fi făcut în timp util, dar va veni și acela, probabil în 40-45 de zile vor veni și tricourile personalizate. Nu știu, pentru că este prima dată când joc cu sistemul VAR. Presupun că va fi foarte dificil pentru noi, pentru fundaș, pentru că vă dați seama, nouă ne plac duelurile, ne plac ținerile, mai dăm și noi un cot, mai luăm un cot. Trebuie să avem foarte mare grijă și mai ales la fazele fixe în care vă dați seama, orice ținere se poate da foarte ușor penalti. Dar suntem băieți inteligenți și cred că o scoatem la capăt și cu VAR. Am promovat pe Petrolul, poate fi ajutată cu ghilimele de rigoare? De către cine? De sistemul acesta. De ce să poate fi ajutată doar Petrolul? Promovatele sunt nedreptățite. Nu, cred, veți vedea pe teren că nu este așa. Noi jucăm fotbal, de asta am și venit, de asta am venit câțiva jucători cu nume, cu personalitate, cu experiență, ca să ajutăm clubul Petrolul și o să vedeți la sfârșit că am avut dreptate. Bineînțeles, mă duc la grătar cu el acum. Poftim? Spaima peștilor. Da. Budescu, cât de curând o să vă spună și președintele că va semna și el cu Petrolul, cum am semnat și eu, dar este un băiat care trebuie să lăsăm puțin să se pregătească, să sperăm că vine cât mai repede pe teren, pentru că știți foarte bine, este accidentat și accidentarea lui a fost un pic cam grav. Și din cauza asta încă se mai gândește? Sau? Nu se mai gândește. Vrea să fie sigur că poate juca. Deocamdată este în recuperare, are 3 luni, recuperarea asta durează 5-6 luni de zile. A fost foarte sincer, își dorește, dar a spus vreau să văd că pot să alerg. Până atunci nu vreau să vin să vă iau banii degeaba. Domnule președinte, ați început prin a mulțumi băieților care au înțeles, ați spus dumneavoastră, situația grea la acel moment. Acesta a fost cuvintele? Da. A clubului? Da. Ar trebui înțeles că în acest moment clubul nu mai are o situație grea? Avem încă datorii, nu trebuie să ne ascundem, pentru că sunt datorii pe care le-am făcut din lipsa banilor. Nu s-a mai întâmplat la Petrolul ce s-a întâmplat în anii trecuți, când veneau banii punctual și sumele necesare și chiar cu depășiri. Nu, am fost într-o criză financiară, trebuie să recunoaștem. Am tras fiecare leuț, băieții au înțeles că nu mai sunt vremurile acelea. Astăzi ne achităm, venim cu banii la zi, cu salariile celor care sunt prezenți aici, vor primi salariile la zi. Ne străduim să plătim și taxele și impozitele, pentru că sunt apăsătoare, mai ales peste umerii mei apasă toate, pentru că eu am semnat și știți ce înseamnă să nu plătești taxele și impozitele. Ce se va întâmpla dacă în primele 5 etape veți observa 5 victorii? Plătim. Aveți? Cu ce să plătiți? Găsim. Ne obligăm. Sunt nerăbdători să începem campionatul. Sperăm să mulțumim toți oamenii, suporterii și să pășim cu dreptul. Etapul la Istanbul e dat în galben, era să în galben. Da. Și cu ce diferit față de primul tău mandat? Nu știu. Stadionul e la fel sau puțin mai rău, atunci era mai nou. No? În rest, atmosfera e aceeași. Aștept și luni să fim încurajați de suporteri, pentru că știu ce se întâmplă aici, știu cât de doritor sunt să vadă fotbal suporterii și mă bucur. De-abia aștept, cum am spus, să începem campionatul. Așteptați un stadion plin?
Păi, sincer, eu m-am obișnuit ca pe Ilioana să fie stadionul plin, indiferent de echipa cu care vom juca. Deci, da, aștept un stadion plin și sperăm să îi facem fericiți. Prima echipă de la început care am început discuțiile din iarnă a fost Petrolul. Au fost ceva tatonări. Nu se știa exact dacă practic echipamentul pe care ei și l-au ales și Adidasul va face special pentru ei, în designul ales de ei, va veni undeva la sfârșitul lunii septembrie. Le dorim succes și sperăm să creștem împreună și noi ca și brand și ei ca și echipă, să redevină ce au fost odată, pentru că este una dintre marile echipe ale României și își merită locul acolo sus. De exemplu, acest tricou care este îmbrăcat, Gicu, este un echipament premium, adică nu este un echipament ieftin, să zicem așa. Este de o calitate superioară. Mult de muncă la magazin? Noi ne-am ocupat de magazin, practic l-am renovat, da, în colaborare cu clubul. Am găsit ideile necesare, am găsit designul necesar și cred că a ieșit ceva frumos. Mai sunt câteva detalii de pus la punct și cred eu că suporterii la prima etapă vor avea să-și cumpere produsele din magazin. Mai întreb pe Mircu, care ar trebui să fie, în opinia lui, în obiectivul echipei? Aici e directorul și președintele. Tău de vedere. Păi, primul altru o să rămână în Liga 1. Cu siguranță, dacă mai reușim 1-2 jucători, îi vom aduce. Acum, oricine și-l-ar dori pe Messi, pe Neymar în echipă, dar eu spun că la modul în care, știu eu, am terminat campionatul, nu cred că ne gândeam că vom putea să aducem chiar toți acești jucători, ci în principiu suntem mulțumiți de ce am adus. În afară, exact cum legat de Budescu, cum s-a spus și mai devreme, să fie sănătos și o să vedem mai departe ce va fi ăsta cel mai important lucru. Apropo de ticketing, la ce sumă pe dată? La o medie de 10.000 de spectatori am preconizat undeva la 800.000, 1 milion pe sezon. Liderul pieței bulgare de gambling, FBet România, și l-avem alături de noi pe domnul Bogdan Coman, Head of Operations România. Urmărim parteneriate pe termen mediu și lung. Nu am venit aici să bifăm un sezon și să mergem acasă. Simțim, și aici facem trecerea de la cine suntem noi, la de ce considerăm că ăsta e un parteneriat potrivit, atât pentru noi cât și pentru Petrolul. Noi credem că ADN-ul Petrolului este unul de fighter, de luptător. A ajuns în Liga 1, nu o să plece de aici. Așa cum am crezut și față de celelalte echipe pe care le sponsorizăm. Asta are unele văzut, pentru că e un început pentru toată lumea. N-aș putea și nici nu vreau să promit lucruri mari. E important să luăm meci cu meci și să scoatem maxim. Am spus-o de fiecare dată și ăsta e crezul meu. Nu l-ați dat de Petrolul un buget comprat, mă refer, ca sumă. Oarecum. Adică? Dreptul TV? Nu sunt liniștit, nu. Avem nevoie mare de bani. Avem loc liber pe tricou. Așteptăm în continuare sponsori. Nu putem spune că putem fi liniștiți la acest moment, pentru că, vă spun încă o dată, sunt dezamăgit de reacția multor oameni potenți din Prahova și din Ploiești. Nu v-ați obișnuit? Nu mă așteptam să existe atâta reticență. Vorbim despre Petrolul, echipa noastră, suntem petroliști, dar nu vă dau niciun ban, că nu vreau. Am înțeles și nu o să înțeleg niciodată. Sper să mai legăm un parteneriat, două, să ne asigurăm bugetul. Dar bugetul la această oră nu este consolidat și nu putem sta liniștiți. Numai din drepturi TV, din ticketing și din sponsorizări. Petrolul nu este o echipă care poate fi ținută numai din sponsorizări. Petrolul... Bine, tot dar niciodată. În ziua, bă, jucăm și nu pot. Va fi redeschis magazinul? Încercăm și sper să și reușim ca sâmbătă la ora 10 să deschidem magazinul.
există unanimitate nici la ora de discutare, eu vă garantez. Aș vrea să-l completez pe Mihai. Vă rog frumos să transmiteți acelor suporteri să aducă bani și după aia să-și manifeste criticile. Da? Pentru că toată lumea are pretenții la petrolul și nu face nimeni nimic. Îmi cer scuze față de cei care într-adevăr sunt cu sufletul și care și contribuie financiar pentru existența acestui club. Dar sunt foarte mulți cârcotași. Ar fi timpul să închidă gurile, să-și vadă de drumul lor. Am păstrat acțiunea mici pentru suporteri. Face parte de înțelegere. Tratamente Turcia asigură servicii medicale, juridice, de reprezentare, de transport, cazare și efectuarea procedurilor medicale cu interpret român în spitalele de top. Maybe from the colors, I'm the fan of the petrol. Hi, petrol. Am putut să fim alături. Also, we are following the patients every step. Am să vorbim de transfer from Venea to petrolul. Why not? Cu gânduri bune și vreau să-i mulțumesc domnului Cătălin de la Exclusiv Car pentru că a venit cu autocarul branduit astăzi. Se află afară, vă invit să-l fotografiați, să-l dați către toți criticii de artă. La ce vârstă este fost la domnul Drigă? Vârsta este la 35 de ani. În anul în care am părăsit stadionul, am părăsit gazonul, dar nu stadionul. Uite, ia-ți.